Tăru. Ok. Din păcate, încă un meci cu două reprize diametral opuse. Una în care am avut energie în apărare și am fost agresivi și am reușit să întoarcem chiar și rezultatul primului sfert și la pauză să intrăm la conducere și cu apărare destul de bună, după care în a doua parte și în special în ultimul sfert, pentru a nu știu câte ori în acest sezon, nu ne-a mai ieșit nimic. De asemenea, dacă în prima parte am jucat și am șeluit mingea foarte bine, am avut 7 asisturi la pauză, am terminat meciul cu 9 și aici cred că este primul mare semn de întrebare pe care trebuie să ne punem în ceea ce privește acest rezultat. Însă trebuie să-i felicităm pe jucători, chiar dacă rezultatul nu este cel scontat. Am muncit astăzi pe teren, să nu uităm că am jucat acum 2 zile, 3 zile cu un meci cu încărcătură fizică și psihică foarte mare. Astfel că, din punctul de vedere, nu cred că trebuie să ne reproșăm ceva. În același timp, trebuie să vedem că avem mari, mari probleme în a dezvolta un joc colectiv. Din nou, din punct de vedere ofensiv, ne-am fi tot la 64 de puncte, ceea ce este foarte, foarte puțin pentru a putea să ne impunem împotriva unui nivel cum este acum în Liga Națională. N-am jucat așa rău, dar nu problemele alea din finalul partidei. Da, rezolvat partidul mai cred că și impactul psihic acum este decisiv. Cu siguranță toată lumea are un flash așa în momentul în care jocul nu mai merge așa cum bine, cum trebuie așa pe final. Și avem și căderi. Am avut 3 meci pierdute la rând, care imediat s-au transformat într-un rând de 10-2 pentru echipa din Ploiești. Și acolo s-a avut meciul definitiv. Vom încerca să discutăm și pe această parte, în această săptămână de pauză, de fapt 2 săptămâni de pauză, pentru că vine și Crăciunul. Următorul meci este pe 28 în deplasare, însă sunt multe lucruri de pus la punct. Și timpul se scurge și nu va vara noastră.